Bă, am cu multe. Ai, ce faci, mai vrei? De ce te bagi seama? N-a fost nimic într-un an să încerci. De ce te bagi seama cu mine? Pentru că tu comentezi la adresa mea și te bagi. Eu comentez subiect, unde da. Vreau cu și tu comentezi unde vrei de mine în continuu, da? Da? În fiecare zi ai comentat. Eu încerc să mă cunosc. Nu, care-i problema ta? Vreau să fac o relație cu ea. Pe mine nu mă interesează. Tu nu mai vorbi de mine. Vreau să fac o relație cu ea. Nu poate să te faci. Tu nu mai vorbi de mine. Nu te mai băga tu și vorbești de mine. Tu nu mai vorbești de mine, înțelegi? Eu? Tu nu mai vorbești de mine. Nu te bagi în argument de mine. Argumentul. Vreau să fac o relație cu ea, nu te bagi. Dar nu mai vorbești de mine. Tu nu mai vorbești de mine. Păi tu te bagi în argument, nu eu. Mai băiatule, tu fiecare de luni până astăzi ai vorbit mai de Rusana. Da? Păi cum să faci că tu mă emiți pe mine la masă? Ce fac eu, mă? Te încordezi mișto cu inele fake, cu prostii. Până Apollo, ce ai vorbit de mine? Eu? Tu tot pe mine mă bagi. Îți ce ai făcut tu, aici e turcul, aici ai fost tu, așa ai zis tu. Asta ți-a rămas în cap, ăla. Da. Asta ai zis dacă tu. Dacă ea te rog să mai vorbești cu mine, tu poți să faci asta? Păi și tu acum vorbeai cu, dacă cu eu te mine în drept, da. Cum? Tu acum vorbeai cu mine în drept, da. Ce vreau cu mine drept? Cum? Căutai anturaj de acolo cu mine. Eu căutam. Poți să mai bagi seama? Și te-am băgat în seamă? Răspunde întrebare, poți să mai bagi seama? Că ți-am spus ceva, poți să închei tot să merge treabă? Că ți-am spus vreau să sori pe fata și bagi tu în seamă. Întrebat ceva. Bine, aștept și Nelu, hai. Și dau că vreau, nu că vrei tu. Vezi? Vezi, poți să mai vorbești cu mine? Păi ce am vorbit, tot tu vorbești. Dacă eu te rog frumos să încetezi. Eu lasă-mă, vreau să cunosc pe altcineva. Ce e așa greu? Vreau să fac relație cu altcineva. Tu crezi că mie pasă, mă, cu cine stai, tu sau ce faci? Lasă-mă. Tu lasă-mă și mai vreau de rog să te rog frumos. Te rog frumos. Vezi că nici măcar tu mai bagi în seamă. Hai, gata. Gata, la revedere. Bine, mersi, gata. Doamne, ferească Dumnezeu, așa ceva. Doamne, ferească Dumnezeu. Hai, lasă-mă, îmi doare capul. Doamne, ferească Dumnezeu. Ce mă, zic ceva, aiure? Zici că stai să o păzească pe Ligi. Hă? Zici că stai să o păzești pe Ligi. Bă, frate, îmi doare capul. Da, să nu se mai certe, că eu nu mai am... Dar noi trebuie să suportăm pentru... Serios, acum. Dar nu vă mai certați și vă lăsați în amată și băiat certați că până mâine dimineață. Dar nu poate să vorbească nimeni, eu dacă zic o părere, ia, ură, ia facem un loc. Frate, egală, mâine la fel. Cătălin ține părere lui Roxana. Dar, în fine, haideți. Oameni, ferească Dumnezeu, în viața mea n-am fost așa ceva. Ia mi-a spus că la început, bă, frate, dacă vrei să vrești cu mine, când nu arzi așa, n-ai cum să. Eu am văzut de cumpărat cu tine, sunt și chestii care nu-mi plac. Haide! Aplaudă? Cam așa pus și la mea aplaudă. Voi strigați, Patria! Andreea! Patria! Andreea! Patria! Andreea! Voi strigați! Andreea! Patria! Andreea! Hai! Hai bine! Când îl auzi pe Turcu, că amenință, te duci și zici, te rog, nu mai amenința. Cătălin, când am intrat mi-ai spus că vrei să o cunoști pe Ligi. Nu, nu, nu mai vreau. Chiar acum așteptam să dați cuvântul să spun că nu mai vreau să cunosc pe nimeni în casă. Cătălin are pretenția din partea mea, oricine mă atacă, eu să nu zic nimic, că asta înseamnă atitudine de doamnă. Ei, na, sunt om și nu mai pot să vă suport nesimțirile. Am spus că vreau să cunosc pe fata aia și atât. Dacă vrea să priceapă și ea, bine, și să facă ceva în sensul ăsta. Dacă nu, să se certe cu Roxana. Cele mai votate, 3 fete din această săptămână sunt. Cei mai votați 3 băieți din această săptămână. Cătălin, când am intrat mi-ai spus că vrei să o cunoști pe Ligi. Nu, nu, nu mai vreau. Chiar acum așteptam să dați cuvântul să spun că nu mai vreau să cunosc pe nimeni în casă. Acum. Ligi, te-ai simțit... Te-ai simțit jignită? Să tacă, că n-au bun simț când urmă să răspundă și nu vă pot răspunde. Ei, a comentat Berna, dar n-am vrut să instig. Îți dai seama, Berna a comentat non-stop. Da, păi ai o suferindă maximă. E cea mai suferindă din toată casa. Ia să înțeleagă că eu fac ce zice Berna. Asta ar fi chiar culme. Nu e vorba de asta, e vorba că... Ca idee. Pur și simplu comenta pe toată durata... Da, nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal să sară în apărarea Roxanei. Dar nu mă mai interesează oricum. Chiar nu mă mai interesează. Normal, dacă Roxana e de înțeles, cum nu sară? Și cine n-ar iar vorbește ăsta. Se pare greșit ca ea să vorbească cu Roxana? Da, clar. Dar Roxana a răspuns la tot. De ce? Clar. Cum? De ce? Cum? Pentru că ea, în fiecare zi, în casa asta, susține că e într-un fel. Când susții că ești într-un fel, trebuie să fii într-un fel, nu doar să o spui.
Hai să ne asumăm. Adică și-a luat cineva seama că eu vorbeam de... Eu vorbesc, cu punctul de vedere, pentru... Nu, Cătălin are pretenția din partea mea. Ea se compară ca femeie cu mine, să pun interesant. Adică eu nu vorbeam de... Cătălin are pretenția din partea mea. Oricine mă atacă, eu să nu zic nimic, că asta înseamnă atitudine de doamnă. Ei, na, sunt om și nu mai pot să vă supor nesimțirile. Nu contează, tu faci cum vrei tu, tu faci cum vrei tu. Te rog, ea face te rog, Cătălin. Femeia mea face cum vrea eu, nu cum vrea tu. Și tu te bagi în toate subiectele, cum facem? Ok, acum facem. Ai vreo problemă, nu mai... Te-ai certat cu Sergio, pentru cine? Pentru Roxana? Cine e Roxana în viața ta? Nu, m-am certat cu Sergio, Sergio s-a certat cu mine. A și B, am înțeles. Tu trebuia să aplanezi, na. Hai, lasă o baltă. Dar și eu cu cine am aplanat? Lasă o baltă, că e ok. Dacă n-aplanam, ajungeam să dau mie. De ce te-ai băgat în subiect cu Sergio? Că nu era al tău. De ce te-ai băgat? Eu m-am băgat pentru Turcu. Pentru ce trăpus din partea ta? Păi, prietenii. Ce amabil ești tu, măi, Cătă. Bine, acum... Ca niciodată. Săraca Roxana, cât te îndură. Când am vorbit ce am vorbit, n-am vorbit degeaba. Adică, e un băiat care îmi dă dreptate la ce am zis. Uite, mă, ești foarte... Ești tu? Ești tu? Pe cine iubești tu? Mare, e lungă pila asta. Ce? Dar tu, Filip! Mă scuzat, dar nu mă mai pot abține, iertați-mă, dar suferă de... Înainte să vorbești cu mine, dezvoltă-ți un pic vocabular și pup, nu mai fi agramat. La 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 la. Pa pa. Pute acasă că trebuie să mai vezi limba română. Asta, vedeți și reacția ei, dacă ea, nu știu, nu place. Da, eu trebuie să las pe toți oamenii fără cinci care limite, care limite ia să lumea, ce vrea să se mă. Păi și reacția ea o să mi se ia vorbește cel mai bun, nu noi. Ia! Termină cu Filip și cu Bernard, că mă pui într-o situație proastă. Tu spui că vrei să mă cunosc, să vii cu mine? Dar Roxana face cum... Ia lasă-mă, Andreea, că vorbesc eu, lasă-mă. Doamna Andreea, dacă v-a spus că superă, nu m-ați crezut. Ea a spus că nu mai vrea nimic cu omul ăsta și cu... Nu mă, cu Roxana e bună. Și tot de noi vorbește și noaptea. Încheie orice. Ești foarte... Eu nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia. Ăla vine și mă acuză că s-o cu mine și eu trebuie să tac. Nu m-am culcat cu tine. Taci-mă! Și apoi, nu, dar te dai doamnă ca de exemplu și nu ești. Daci, măi, terminat. Dai cine nu ești, toată lumea zice că ești, tu ești ce terminat. Ești. Ești totul un terminat. Terminat ești, ești tu cu... Reținut, ești un terminat. Un terminat. Un terminat. Atenție. O eroare în viața mea. Asta e. Spun despre ea că n-ar fi doamnă sau că n-are capacități de doamnă. Eu vreau să spun despre ea că nu, mie nu-mi plac ieșirile astea, nu-mi plac, eu am alte așteptări, dacă vrea să înțeleagă... Păi și Roxana Dudu e casa, e bun de fapt. Ce treabă am nevoie cu Roxana, ești femeia ta, dacă îmi plăcea la urmă, ce vreau la urmă, e foarte... Vedeți, putea să o aibă când vrea, nu a devenit ce-o... Mie îmi place caracterul ăla de femeie. Deci Roxana putea fi așa când vrea. Dacă vrea să înțeleagă, dacă vrea să fie ca Roxana, să stea să... Nu-mi place niciodată. Tu ești supărat pe declarația lui Cătălin, avut da, la un moment dat normal. Aici în casa băieților spunând dacă o voiam sau o am pe Roxana, o aveam. Eu de ce să fiu supărat? Eu am zis Cătălin, fă un gest pentru ea, iau care, e ceva. Roxana e supărată, nu eu, cu doamna, că eu când i-am dat din înțeles Cătălin, că eu aș fi vrut ceva cu el. Nu ar fi putut Cătălin și cum l-a mai jurat să fie cu mine. Ați înțeles? De acum când zice Cătălin așa, stai un pic, nu-i chiar așa, că nu știu. Ana era cățeluș de două săptămâni. Nimeni dacă eu nu vreau. Da, și până acum două săptămâni era așa. Nu până acum două săptămâni. Dacă doar omul ăsta nu-i bun la să zică niște chestii așa din loc. Eu am spus odată și e pentru ultima dată când o spun. Dacă vreau să stau cu Roxana, mă dădeam la ea. Păi nu mă interesează. Și la oricare altă fată din casă. Păi da, și așa am făcut. Dacă vreți să înțelegeți, e simplu. A spus că vreau să cunosc pe fata aia și atât. Dacă vrea să priceapă și ea, bine, și să facă ceva în sensul ăsta. Dacă nu, să se certe cu Roxana. Haideți să trecem la favoriți. Pentru că trebuie să aflăm favoriții din această săptămână. Vreți să știți topul sau vreți să vă zic direct favoriții? Direct. Topul, ca să știți și voi cum stați. Bineînțeles. Bineînțeles, plus că sunt atâția telespectatori și aveți atâția susținători care vă votează. De ce să nu și audă preferații? Haideți să aflăm cele mai votate 3 fete din această săptămână și, bineînțeles, și cei mai votați 3 băieți din această săptămână.
Cele mai votate, trei fete din această săptămână sunt Andreea Pirui. Felicitări. Roxana. Și mergem în casa băieților și aflăm cei mai votați trei băieți din această săptămână. Livian, felicitări! Marius, felicitări. Și Cătălin. Haideți să aflăm cine nu este favorită dintre cele trei. Ligi, Andreea Pirui și Roxana. Favorită nu este Roxana. Îmi pare rău. Asta este. Mulțumesc. Și iată că cele două prietene se bat pentru titlul de favorita săptămânii. Care ia banii? Haideți să aflăm cine nu este favorit dintre Marius, Cătălin și Livian. Favorit nu este Marius. Îmi pare rău. Bătălia se dă între Cătălin și Livian. Dar haideți să aflăm favorita din această săptămână, dintre Ligi și Andreea Pirui. Favorita din această săptămână este Andreea Pirui, felicitări! Bravo! Mulțumesc! Haideți în casa băieților să aflăm favoritul din această săptămână, dintre Cătălin și Livian. Favoritul din această săptămână este Livian. Felicitări! A treia oară consecutiv, când se bat cei doi, nu pot să zic foști, că nu ați fost împreună. Amici. Amici. Acum sunteți prieteni, nu? Amici, mă rog, colegi. Da. Ce povești ai, Berna, fereastră. Poți să mă votez, Dona? Nu, mă, Doamne, n-ai înțeles. Votați-mă. Dar ce mi-a rugat, că dacă nu vrea să Pirui... Nu e. Da, poți să mă votez. Și tu și prietenii tale, mă puteți vota. Chiar vă rog. Doamne. Ce ai zis, Berna, că se certa Pirui cu Ligi dacă ești Ligi favorită? Da, da. Ca ei n-avem pretenții. Băi, fată, tu că... Ești rea și să se întoarcă, Berna. Crede-mă că o să se întoarcă, mai dragoste să se întoarcă și să plângi pe aici. Da, tot de ce, de ce să-i fie? De ce să-i... Cum vreau, da, când vreau, mă aștept. Ea crede că noi suntem ca și ea, dar... Asta-i părerea mea, da, Ligi, da. Părerea ta eronată și, nu știu, mă fac să fiu și o rea cu tine, Berna, și nu vreau. Te rog, nu... Ar trebui să fii, că atâta poate.
să se abțină. Piroi chiar vreau să fiu rădat. Dar deja ai fost. Păi, nu păi, dat în Ligi. Deja ai fost. Nu, a dat în Ligi. Nu, a zis că dacă ieșea Ligi, eu mă certam cu ea. Dar atunci ar fi trebuit să mă cer cu toate, dacă ești favorite. Nu mă cer cu Beaca și mă cer cu Ligi. Sau cu Roxana. Goro, cu șase mâini. Aici nu mai știe să zică Filip nimic. Aici e ok, bravo. A zis în glumă și am simțit. A zis în glumă. În glumă o să-i spun și eu ceva. Nu, că în glumă o zis. În glumă. Bine. Nu este o atitudine. De am râs, mă. Râzând, am spus acum. Da, mă zis nimic. O să-i spun și eu ceva urât. N-am zis nimic. Iancu și Colit. Iancu și Colit. Am să vă rog să aveți grijă. Să vă gândiți bine. La lec pe mare. La Dei nu mai mergem, tatăl, că ne scuzați că mai avem unul. Având în vedere situația gravă care se întâmplă. Puteți să mă votați. Separeul. Vă iubesc, colegii mei, votați-mă. Vă iubesc de toată inima mea, vă rog, băieți, am încredere în voi. Vă rog de toată inimioara mea, normal. Ce da, să vreau să aici? Pleci. Misiunea mea? Am luat sfârșit. Dacă era favorită. Pentru dacă va fi eliminată Roxana mâine, pleci după aia. Întrebare proastă. Așa întrebare. Doamna Andreea. Dacă zicea, da, ce făceai? Dacă era să iasă el, eu oricum ieșeam. Pot să preiau o secundă, o întrebare. Turcu, dacă o să fie eliminată Ligi, mai rămâi? Da. Eu? Eu n-am să fiu. Rămâne de văzut. Nu! Dar la mine nu mă întrebați. Păi tu oricum pleci, nu? Altă întrebare era. O așteaptă fostul acasă. Roxana, dacă o să fie eliminat Cătălin, o să rămâi? Plec. Turcu. Dacă Turcu o să fie eliminat... Roxana, dacă Turcu o să fie eliminat, pleci? Dacă Turcu e eliminat, eu oricum o să plec. O să vreau să plec. Descalificat aia. Am înțeles. De cât ai înțeles. E, atunci o să ne luăm la revedere de la două persoane. Până a, de la alta. Doi! Da! Am să vă rog să vă gândiți hai, bine la ce strategii faci. Eu vreau cu ele față să-ți doar acasă. Doritoare mai facem strategii. Yes, yes, yes. De ce să le votăm dacă cer? Bun, avem băieți care își doresc să plece. Cum dai cu? Băieți nu, dar o să ne gândim la unul. Nu, nu, nu. Fete, s-o așa că nu se stăseze. Am încredere în voi, vă iubesc toată inima mea. Păi ca să nu mai faci strategii, măcar să fim pe față. Da, zic, dacă cere fata asta sau asta, logic o să respectăm decizia. Da, mulțumesc! Nu mai fost atât. Vă iubesc toată inima mea. Ultimele două gale chiar n-am mai fost strategii. Nu mai fost strategii. A, da? Da, bine atunci. Fii pe Roxana. Ba da, făcut, ba da! Atunci haideți să revenim la... Haideți să revenim la Zicala sezonului întâi. Vă rog din tot sufletul meu să votați cu suflet. Și să ne ascultați. Vă dorim da. Andreea. Așa. Chiar vă dorim să dau suflet. Voi iubesc din tot inima mea. Asta e foarte important. În momentul în care votați, să votați cu suflet. Până una alta, dragi telespectatori, rămâneți alături de noi pentru că urmează Survivor! Dar de ce crezi tu că nu-și asumă Cătălin cupicul cu ea? Pardon, sărutul. Păi eu cred că nu o place suficient, atât de mult. Dar pe tine te place? Nu, nu mă place nici pe mine, stai liniștită. Dar tu crezi că, nu știu, Cătălin nu o place cu ea? Nu o place atât de mult încât crede ea. Ea crede că o place foarte mult, dar nu e adevărat. L-ai văzut pe Filip ca pe un cățeluș? Mi se pare că știți câinea aia când latră și de trece un om pe drum și de nu. Fii atentă, eu latru, dar tu ridici coada. Cum vrea Ligi să ajungă în vârf dacă stă să se oprească, să arunce cu pietre în fiecare câine care o latră? Domnișoara aici de față, de varianta mea și cea mai plausibilă, încearcă să se împace cu Turcu. Care dintre voi a greșit primul? La cât a greșit amândoi nu mai știu nici, nu cred. Eu cred că știu. Cine mă ia? Zic că tu, prima. Deci femeia asta, de lângă tine, îmi spune că omul e o depărbătură de om și face toți da și el ridică după aia în slăbi, ai înțeles? Cine crede că Roxana îl place pe Cătălin? Roxana, pentru mine, cât am văzut în casă, e genul de femeie care îi place așa. Nu, sunt genul de femeie care nu tace și care mă iau și eu cu el, da? Dar în momentul dacă vreți să dea un capac, am intrat sub masă. Roxana, l-ai plăcut vreodată pe Cătălin? Prima oară, când am dansat, de-aia s-a ducea că am simțit ceva. Tu de familia mea nu vorbești, că te calc în picioare aici. Vrei să te scot afară, un lac, două serii. Vrei să-ți arăt? Afară. Afară amândoi.
V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.